Parcul auto a fost substanțial îmbunătățit, au fost făcute achiziții noi pentru că vrem să ne pregătim să facem o dezăpezire corespunzătoare, să nu mai avem sincope în sezonul rece care urmează. Am suplimentat, așa cum spuneam, cu aproximativ 8 utilaje grele. Este vorba de un autograder, este vorba despre montarea a două autofreze pe buldoi excavatoare, ceea ce ne va ajuta foarte mult să gărcăm zăpada în timp util, fără a mai pierde foarte mult timp cu acest lucru. De asemenea, am făcut achiziția a 3 autocamioane speciale pentru a căra zăpada cu 8 containere abrolchipăre. De asemenea, avem 10 mini freze de zăpadă pentru trotuare. Și anul acesta vom folosi clorură de calciu și vom folosi inclusiv amestec de nisip cu sare. Iar ca noutate avem în curs de achiziție un topitor de zăpadă. Acestea sunt utilajele cu care noi ne-am pregătit pentru condiții normale de iarnă, în condițiile extraordinare, în condiții de avertizat cor portocaliu și cod roșu. Suntem în procedură de achiziție. Pe data de 22 noiembrie va avea loc deschiderea ofertelor, pentru că, așa cum știți, în situații extreme de cod portocaliu sau cod roșu, va trebui să suplimentăm considerabil utilaje. Achiziție la ce? Utilaje sau de prestări servicii? Prestări servicii, de fapt închiriere de utilaje, nu prestări servicii. Va fi o închiriere de utilaje pentru a face față situațiilor de urgență. Și dacă nu va fi o iarnă grea, ce este un acord faceți? Cadru, este un acord cadru care va funcționa pe bază de contracte subsecvente, ce vor fi încheiate doar dacă situația se impune. Ce veți face cu proprietarii, cu societățile comerciale care nu-și vor dezăpezi în față fața perimetrului? De fiecare dată și în măsuri, și anul trecut și anul acesta au fost deja trimise în științări tuturor agenților economici, tuturor asociațiilor de proprietari și le-am făcut cunoscute prevederile hotărârii de Consiliul Local cu privire la obligațiile pe care dumnealor le au în ceea ce privește asigurarea de zăpezirii în fața sediilor și în fața blocurilor, pentru că este face parte din proprietatea privată. Veți apela la amenzi dacă nu vor... Dacă cazul va impune, vom aplica și sancțiuni prin poliția locală. Cam cât ați estimat cheltuielile privind dezăpezirea pentru această iarnă? Domnul director vă poate da mai multe detalii cu privire la acest aspect. Apreciem într-o lună normală cu, cum să spun, precipitații normale, nu de anvergură. Eu știu undeva la 300.000 de lei pe lună, într-o lună normală. Dacă se preconizează ca și decembrie să fie cumva unul mai aspru așa, știu eu, într-o iarnă undeva la 900.000. Pe total iarnă. Sezon rece. Da. Total sezon rece. Ținând cont că ar fi o iarnă normală, cu tot ce aveți la dispoziție, puteți asigura dezăpezirea în Focșani? Cu siguranță ne străduim să facem față. Noi mai putem suplimenta cu ceva mijloace de transport pentru zăpadă tip abrolchipăr, pentru că acum în baterie sunt cele pe care le-am achiziționat acum, dar mai avem în dotare încă 5 astfel de mijloace de transport pentru transportul special a zăpezii. Dacă se impune, noi avem și la fel și noi un acord cadru întocmit cu o societate comercială pentru suplimentarea mijloacelor de dezăpezire, tip, știu eu, buldo excavator, camioane, dacă este cazul, dar sper să nu avem nevoie de așa ceva. Material antiderapant? Material antiderapant, deocamdată ne-am aprovizionat cu circa 600 de tone de nisip, în jur de 200 de tone de sort 4, pentru că trebuie mixat acest amestec. Sare avem 100 de tone de clorură de sodiu și clorură de calciu undeva la 40 de tone, dar este un stoc care îl putem îmbunătăți oricând. Inițial trebuie să cumpărăm pe măsură ce îl consumăm.
cu contractul multianual pe care... Contractul multianual, acordul cadru, este pe 4 ani, va fi pe 4 ani încheiat. Sperăm să avem depuneri de oferte și să nu avem surprize pe contestații. Înțeles. Deci asta ar fi prima iarnă pe care o face și ultima cup salubritate? Nu, nu, și... Sau se poate înscrie? Deci, în condiții normale. Da. De săpezirea municipiului Focșani este asigurat De către cup salubritate ESA. În condiții de avertizare, cod portocaliu și cod roșu, se va merge pe acest acord cadru de a suplimenta numărul de utilaje necesare de săpezire. Okay.